Unii comercianți buzoieni dau serioase bătăi de cap administrației Piețe, Târguri și Oboare. În ciuda investițiilor realizate de societate în piața centrală din Buzău, anumiți vânzători au rămas cu aceleași metehne, care stârnesc nemulțumiri din partea cumpărătorilor. Nu de puține ori, comercianții încearcă să păcălească clienții prin etichetarea produselor sau afișarea înșelătoare a prețurilor. Afișarea prețurilor iar este o problemă, că la 90-80 acolo e mai mic. Deci tot timpul suntem cu ochii pe ei să aibă un afișaj corect al prețurilor. Așa. Cântarele. Noi avem două cântare de control în piața centrală care sunt verificate metrologic și obligăm și comercianții și facem verificări pe cântarele lor, deci le verificăm și cântarele ca să... Am mai avut situații în care clienții au fost înșelați la cântar. O altă problemă vizează încercarea comercianților de a-și extinde spațiul de vânzare, ceea ce creează disconfort clienților prin îngustarea culoarelor de trecere. De asemenea, din pricina atitudinii unora dintre comercianți și nu doar din cauza prețurilor produselor, piața centrală din Buzău pare să fi căzut în disgrație în ultima vreme. Să stăm tot timpul cu ochii pe ei, adică au tendința de a se extinde pe orizontală, pe verticală și să schimbe, să facă un dezechilibru și să strice un pic aspectul pieței și luptăm cu așa ceva. O altă problemă semnalată administratorilor pieței centrale este cea a comercianților care își vând marfa în afara tarabelor. Reprezentanții pieței Târguri și Oboare spun că acest lucru nu ține de competența lor, dat fiind că oamenii se află pe domeniul public, ci ține de poliția locală. La fel se întâmplă și cu cei care își parchează mașinile în preajma pieței, unde răspunderea aparține societății Urbis Serv.